Domnilor și domnilor, emisiunea Promemoria își continuă itinerarul printre personalitățile țării noastre care au intrat în conștiința universală. După ce am trecut în 10 ediții aproape printre nume care au mutat un pic osia timpului și au intrat în perenitate prin valoarea descoperirilor lor, prin valoarea genialității, dacă putem spune, a lor, fără să ne ferim de cuvinte, ei bine, suntem în măsură să intrăm și într-un alt domeniu pe care l-am atins puțin recent, cel al studiului și al investigației medicale, și să ne ducem către una din cele mai dureroase și în același timp prezente maladii care bântuie locuitorii planetei noastre și care constituie una din amenințările la starea de sănătate a omului. Această maladie a fost pentru prima dată investigată într-o altă manieră și i s-a găsit o soluție atunci când părea că nu există soluții de către un român. Suntem în biroul domnului academician Ionescu Târgoviște. Mulțumim că ne-ați venit, domnule profesor. Eu vă mulțumesc că ați sosit. Suntem bucuroși că ne-ați pus la dispoziție puțin din timpul dumneavoastră foarte drămuit și în același timp ați avut bunăvoința să deschideți o fereastră către cel care v-a fost dincolo de cărți și de investigație, un fel de frate mai mare, un fel de mentor spiritual care v-a luminat cariera până la aceste spectaculoase rezultate cu care comunitatea medicală internațională vă recunoaște valoarea și poziția. Și în acest context, nu există oameni mari fără predecesori mari. Aș dori cu sprijinul dumneavoastră, care sunteți poate cel mai avizat, să facem câțiva pași în memoria acestui savant, nu ne ferim de cuvinte, care sub numele de pancreină a descoperit ceea ce ulterior comunitatea mondială a numit insulină, pentru care alți doi cercetători care erau posteriori, ca să spunem așa, cercetărilor lui Paulescu, au primit premiul Nobel, care îi se cuvenea lui. Deci să facem acești pași pe drumul pe care un mare gânditor în medicină și un om care a fost dăruit și studiului clinic într-o pasiune extraordinară și un foarte mare român, a făcut aceste drumuri. Domnule profesor, dumneavoastră veți alege, dar aș vrea să începem cu o întrebare. Câți suferinți de diabet există pe plan mondial în clipa de față? Eu cred că este jumătate de miliard deja. Deși cifrele avansate de 377 de milioane, este subevaluat, întrucât date foarte precise nu sunt, mai ales din unele țări în care diabetul a explodat ca număr, cum e India sau China. Cu siguranță se mai spune că pe lângă un diabetic cunoscut, mai există unul necunoscut. Părerea mea e că deja jumătate de miliard de diabetici sunt în prezent pe planetă. Și diagnosticați și cred că numărul lor va continua să crească. Deci la 7 miliarde de locuitori socotiți în încesământ ai planetei, o jumătate de miliard de oameni care suferă de această maladie deja sunt impresionanți ca cifră. Și atunci când cineva, preocupându-se de această boală, caută o soluție și își consacră munca și investigațiile unui medicament sau unui remediu, e cu atât mai meritoriu să descoperim care au fost pașii. Nicolae Paulescu a plecat la drum, ca să spunem așa, într-o formă de o austeritate și de o lipsă de înțelegere din partea contemporanilor săi cronică, i-am putea spune. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că Paulescu a fost o figură cu totul și cu totul deosebită de ceilalți din jur. El niciodată n-a fost preocupat să-și prezinte valoarea proprie, deși încă din perioada în care a fost la Paris, între 1888 și 1901, când a preferat să vină în România pentru că se înființa Catedra de Fiziologie și având posibilitatea să rămână la Paris, la Freiburg sau la Lausanne,
a preferat să vină în România. La vremea respectivă, între 1870 și 1897, când a dat doctoratul în medicină, când și-a mai dat încă două doctorate la Sorbona, devenise una din cele mai strălucitoare figuri ale timpului din Paris. Spunea cineva că îi punea în umbră chiar pe proprii lor profesori. Era un om de o rigoare extraordinară în tot ceea ce făcea. Vreau să vă spun că în perioada respectivă are publicate cel puțin 5-6 priorități mondiale despre care nu se vorbește decât foarte rar, pentru că numele lui a fost asociat cu diabetul, pentru că, într-adevăr, descoperirea insulinei e considerată ca una dintre cele mai mari descoperiri făcute în secolul trecut. Să nu uităm însă că înainte de asta el a scris o monografie, tot în limba franceză, la Paris, L'hypophyse du cerveau, hipofiza creierului, pe care cel mai mare endocrinolog american, Cushing, o considera ca cea mai valoroasă contribuție adusă domeniului respectiv. L-a invitat de multe ori în Statele Unite și după ani, Cushing, când a aflat de descoperirea insulinei, era surprins că îl cunoștea ca o valoare mare în domeniul hipofizei. Deci el a marcat medicina și vreau să vă spun că suferința lui ulterioară a fost mare, pentru că la Paris, timp de 12 ani, el a făcut clinică cu cel mai mare clinician al timpului, Étienne Lancereau, cel care descoperise sediul diabetului, a fi pancreasul, pentru că înainte de el nu se știa care este organul asociat cu această boală. Și pornind de aici și de la preocupările lui Lancereau vis-a-vis de această boală, pe care Lancereau a împărțit-o în ceea ce noi știm azi a fi tipul 1 și tipul 2 de diabet, pe care le-a descris extraordinar de bine, pe, iată, analiza foarte profundă și atentă clinică și confruntarea anatomopatologică, pentru că la acea vreme singura posibilitate de a verifica ce a avut acel om care l-ai văzut suferind era să facă necropsie după moarte și să vadă ce este acolo. Așa a descoperit în câteva cazuri că pancreasul este afectat în diabet. Atunci de aici pasiunea pentru pancreas a scris foarte mult, care a fost preluată și de Paulescu pentru a găsi hormonul antidiabetic pancreatic, pe care a reușit să-l descopere în 1916. Vreau să vă spun că datorită capacității lui extraordinare de sinteză, el a intuit diabetul așa cum l-am înțeles noi după 80 de ani. Pentru că diabetul era considerat o boală de zahăr. De altfel, cum se mai întâmplă și azi în popor și, din păcate, și printre unii medici. E, Paulescu a înțeles diabetul ca o boală a întregului metabolism energetic. Și vreau să vă spun că printre marile lui reușite există un tratat Traité de médecine Lancereau-Paulescu, 4.000 de pagini, scris în limba franceză, publicat la Paris, ultimul publicat în România după moartea lui Lancereau, care este cea mai mare sinteză făcută medicinii timpului. El era un enciclopedist medical, dacă vreți. Diminețile și le petrecea în clinică, unde nota cu mare rigurozitate toate elementele interesante, iar după amiaza era în laborator până seara lucrând, pentru că și-a dat 3 doctorate și pentru doctoratele acestea era nevoie de
multă activitate de cercetare științifică. Deci a avut în Lancero un maestru pe care l-a venerat și a fost foarte îndurerat că n-a putut participa la înmormântarea sa din 1910 când a murit, pentru că era deja suferind. Paulescu a avut o afecțiune vezicală și n-a putut atunci să participe la mormântarea, dar a scris cel mai frumos, să zic, prezentarea cea mai frumoasă care putea fi făcută cuiva, asemănându-l că el este pentru medicină ceea ce Claude Bernard e pentru fiziologie și ceea ce Pasteur este pentru microbiologie. Deci îi punea printre cei trei mari fondatori ai medicinii și știa ce spune. De altfel, Lancero era o figură extraordinară, publicase foarte mult, 20 de tratate cu numeroase ilustrații privind patologia și ceea ce se putea vedea la acea vreme la microscop. Domnule profesor, se vehiculează în această trepidantă viață pe care o trăim tot mai intens, sub tot mai mulți stimuli și tot mai multe presiuni care ne agresează, se vehiculează ideea că factorii care cauzează apariția diabetului sunt legați într-un fel și de mutațiile asupra psihicului nostru, agresat, stresat, comprimat și așa mai departe. La vremea în care savantul Paulescu făcea investigațiile, alta era cadența de viață, altul era ritmul de desfășurare a activităților. Societatea modernă încă nu devenise atât de acaparatoare și de distrugătoare cu proprii ei fii. Cum a evoluat investigația de la demersurile pe care le-a făcut savantul de care vorbim, până la modul în care dumneavoastră, noua pleiadă de savanți care deja sunteți la vârsta unei maturități recunoscute internațional, faceți comparație cu ce era atunci sau cum boala s-a modificat sau nu? Boala se cunoaște din antichitate și a deschis-o foarte frumos Areteu din Capadocia în secolul I. El spunea că este o boală nu frecventă, dar este o boală miraculoasă. Mie mi-a rămas termenul ăsta. În general, remediile sunt miraculoase. Misterioasă. Boală misterioasă. Aha. Deci, faptul că ea a fost foarte târziu descoperită ca și cauză, arată că, într-adevăr, nu se găsea cauza. Morgani, care e un mare anatomist pe la 1700, care a făcut un inventar al tuturor bolilor, vorbea despre diabet că este un morbus in sede incerta locus, o boală cu o localizare necunoscută. Așa a rămas până la Lancero, care, făcând aceste confruntări clinico-anatomice, a observat că pancreasul are, într-o anumită formă de diabet, cea care apare la tânăr, la copil, are niște caracteristici care, chiar în titlul lucrării sale, vorbește de diabetul pancreatic. Este foarte ciudat faptul că această asociere a fost transferată unor doi chirurgi germani care, într-adevăr, întâmplător, absolut întâmplător, au confirmat acest lucru. Ei căutau, au avut o dispută privind digestia lipidelor și unul dintre ei a spus că el poate face o pancreatectomie să vadă dacă pancreasul este asociat cu digestia lipidelor. Și au făcut o pancreatectomie într-o vineri. Von Mering, care era mai în vârstă, a plecat la părinții lui la țară. Minkowski, care era mai tânăr și făcuse și intervenția chirurgicală, a rămas să vadă a doua zi ce se întâmplă și el era preocupat să vadă ce se întâmplă cu digestia, lipidelor la câine. Fiindcă era vară, mizerie acolo, l-a apostrofat pe laborant că e așa mizerie și spune:
Domnul doctor, zice, toată noaptea a trebuit să spăl pentru că toată noaptea câinele a urinat în disperare. Și atunci el, fiind clinician, știind că urinarea este un semn al diabetului, așa cum o descrisese și Lancero, și nu cumva a făcut diabet, a testat glucoza și a văzut că este zahăr. Deci, absolut întâmplător, au confirmat ceea ce Lancero publicase cu titlu și cu ăsta pe baza... Vedeți, mai asta câteodată un asemenea eveniment mai abrupt contează mai mult decât o muncă destul de îndelungată, migăloasă, clinică, dar care nu are posibilitatea să se manifeste într-o manieră atât de acută, atât de formidabilă. Acum, revenind la Paulescu, sigur că el în 1916 ajunsese la concluzia că pancreasul este un organ cu secreție, cu două tipuri de secreție. O secreție externă care se duce în intestin și ajută la digestia proteinelor, lipidelor și glucidelor ca să fie absorbite în organism, și mai este un pancreas endocrin care ajută ca aceste proteine, lipide, glucide absorbite să fie utilizate în țesuturile periferice. E o viziune care a fost înțeleasă de avea peste 70 de ani, pentru că toată lumea se preocupa de glucoză. Și de aici și protocolul său de experimentare, care a fost foarte ciudat privit de contemporani. Ce caută ăsta urea, corpii cetonici? De cât glicemia era semnificativă pentru ei, el totuși întâi a testat efectul asupra glucozei în sânge și urină, apoi asupra ureei în sânge și urină, rezultatele au fost pozitive, urma să facă testarea pentru corpii cetonici, deci pentru metabolismul lipidic. Când a survenit războiul mondial și s-a închis laboratoarele Facultății de Medicină. Nu a putut publica acele lucrări atunci, în 1916, evident, dar s-a retras în biroul său, care acum se află la Facultatea de Medicină și poate că îl veți putea viziona și lua că este transferat împreună cu biblioteca și cu tot ce i-a mai aparținut pentru a fi să rămână acolo unde a lucrat el 30 de ani și deci neputând închinizându-se laboratoarele s-a retras în birou și a scris trei miraculoase volume Traité de fiziologie médicale în limba franceză, după care apoi din 1916 17-18 când a început să apară tratatul până în 31 și după moartea lui, studenții învățau după acest tratat în limba franceză, limba franceză fiind o a doua limbă a multor studenți în medicină, a tuturor studenților în medicină. În acest tratat, pe 20 de pagini, a publicat rezultatele obținute, spunând că războiul ne-a surprins pe când încercam să verificăm toate datele privind acest hormon. Dă rezultatele cu foarte mare precizie și rigoare și încheie cu o frază care spune: aceste date aruncă o nouă lumină asupra patogeniei acestui sindrom și oferă cheia tratamentului său. Asta se întâmpla în 1917-18, când scria acest tratat, a reluat experimentele imediat după ce s-au deschis laboratoarele în 1921 la început, a confirmat cu ultima parte a experimentului, care s-a dovedit a fi piesa, parcă era locul făcut să fie acolo, și a publicat în 4
scurte lucrări în contrandiu de la Societatea de Biologie din Paris, care era cea mai răspândită publicație medicală a timpului ca informație, și apoi o sinteză mare, care a apărut pe 31 august 1921, într-un jurnal care era publicat la Paris și la Liège în același timp, Jurnal de Fiziologie Biochimie. În așa fel încât, în acel moment, insulina fusese deja descoperită. Știți cum e, lucrarea lui este ca luceafărul lui Eminescu. Dacă scoți un cuvânt și înlocuiești cu altul, strici. E, un cuvânt nu poate fi negat din ceea ce a spus Paulescu acolo. Ăsta e motivul pentru care eu cred că poate i-a fost scris ca să nu-i se recunoască acel merit, pentru că altfel noi n-am fi discutat astăzi despre descoperirea insulinei. Și mă îndoiesc că la Toronto, la cei unde s-au luat, se mai vorbește despre descoperirea insulinei de către cei doi, întrucât acolo a fost o grupă de patru oameni, se numea Coșul cu Crabi din Toronto, așa o numeau ei, pentru că s-au luptat între ei să ia fiecare să tragă cât mai mult din descoperirea care o făcuse Paulescu, pe care o cunoșteau. Există documentele scrise că l-au citat și mărturisirea uneia dintre cei care a luat premiul Nobel, dar care a fost alungat și el de acolo și s-a întors în Scoția de unde era original, și care spune textual că în timp ce noi porneam lucrările la Toronto, am citit lucrarea lui Paulescu, care spunea cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Deci dacă ei sunt cei care mărturisesc acest lucru, evidența este dincolo. Pentru că se putea invoca, cum au și făcut-o de altfel unii, n-a știut. Despre cei doi se spuneau că erau atât de ignoranți, unul era student, unul nu făcuse nimic, de altfel Banting, care a primit și premiul Nobel, nici înainte n-a scris nicio lucrare, nici după aia n-a mai făcut nimic. Deci a fost ceva cu totul ieșit din toate tiparele cercetării și a istoriei medicinii. Ăsta este motivul pentru care cred eu că poate că destinul lui Paulescu au fost presărate aceste ingrediente. Moralitatea cercetătorului era de o integritate el și nu concepea că cineva poate să fure lucrările așa cum au făcut-o ăia. E, în opoziție se poate vedea că totuși timpul este cel care reglează toate lucrurile și dacă adevărul este, poate fi acoperit o vreme, două vremuri, trei vremuri, cinci vremuri, dar nu poate fi niciodată dat la o parte. Descoperirea insulinei a fost făcută absolut impecabil, mai mult a depus un brevet de invenție cu un an înaintea lor. Cu numele de pancreină. Cu numele de pancreină. Întâmplător, spuneam undeva că, sigur, descoperirea insulinei a fost făcută în Europa cu multe lucrări care au fost făcute în Franța, în Germania, în Belgia, iar un belgian, în 1909, un fiziolog, era atât de convins că acest hormon va fi descoperit, încât a scris că în momentul în care acest hormon va fi descoperit, să poartă numele de insulină. În așa fel încât am spus eu că nord-americanilor nici măcar numele nu le este al lor. Deci toată activitatea de cercetare aparține lui Paulescu și predecesorilor lui de aici și numele aparține unui belgian care l-a sugerat și care a fost preluat. Iată de ce spun că această descoperire, am și scris în 1996, când se împlineau 75 de ani, în aceeași revistă în care publicase Paulescu,
că este cea mai mare descoperire făcută din ultima mie de ani, ca și efect asupra, nu numai asupra pacienților diabetici, dar ea a revoluționat știința, pentru că noțiunea de hormon era destul de fragilă la vremea respectivă. E, aici a jucat un rol foarte mare faptul că administrarea ei era ca o trezire din morți a unui pacient muribund. Ăsta e motivul pentru care laureații premiului Nobel n-au putut da un premiu în mod obișnuit pe dovezi scrise. Chiar așa, unul din cei care făcuse parte din Comitetul Nobel la decernarea asta spunea textual, iată încă un lucru care rămâne în istorie, am participat la multe decernări ale premiului Nobel, niciodată n-am fost în poziția de a nu avea lucrările oamenilor care au publicat, spunându-se numai că s-a zis la radio, s-a scris în preță, s-a auzit. E, i s-a spus ăstuia că cel care îi propusese era un fost laureat al premiului Nobel în 1920, care făcuse un turneu, Albert Krogel, se numește, danez, care făcuse un turneu în Statele Unite și fiind soția lui diabetică, a vizitat și Toronto în toamna, la începutul anului 1922, când se întrevedea că va fi o posibilitate de tratament, pentru că se implicase deja firma Lilly, o firmă nu foarte puternică la vremea respectivă, comparativ cu zilele noastre, dar era una din foartele active. Iar directorul de cercetare care a mirosit afacerea a făcut 20 de drumuri între Indianapolis și Toronto de-a lungul a 6 luni ca să poată pune pe roate această producție de insulină, pentru că Banting, care a luat premiul Nobel, nu cu insulina lui s-a obținut rezultatul, cu insulina purificată de colip, un alt tânăr pe care l-a bătut, l-a alungat, deci în coșul acela cu crobi, cu crabi, mușchii mai tari le-a avut Banting acesta, care până la urmă, foarte controversat, foarte decis, violent, mare băutor, mă rog, sigur că eu am spus așa că canadienii au de ales între a accepta că Banting și Best erau ignoranți și nu și-au dat seama de valoarea cercetărilor lui Paulescu, sau să accepte că în mod conștient și voit au furat invenția lui Paulescu, au făcut și au modificat protocolul lor experimental exact ca al lui Paulescu, au obținut rezultatele și foarte rapid au obținut sprijin politic și în Statele Unite atunci era, după război, o țară în plină dezvoltare, spre deosebirea de Europa, care era făcută praf și de-abia se trezea la viață. Iată că ei au obținut prin acest zgomot mare cea mai rapidă decernare a premiului Nobel, fără ca în dosarul respectiv să existe dovadă că ei ar fi făcut ceva. Asta este motivul pentru care Paulescu, când a auzit, a fost foarte șocat de acest lucru, pentru că omul era de o rigurozitate și de o puritate sufletească, dincolo de limitele obișnuite. El nu concepea că în lumea științifică se poate întâmpla așa ceva. Și încheie una dintre textele, unul din textele sale,
cer cu insistență instituirea unui tribunal internațional imparțial care să judece fraudele științifice, așa cum există unul pentru fraudele literare. Deci el era foarte conștient de ce s-a întâmplat. Ăsta e motivul pentru care, sigur că România nu era pregătită la acea vreme. Brevetul era, n-avea cine să-l pună în practică. Acolo erau niște interese fabuloase, sume de bani care se mișcau foarte repede. Aș zice că parcă în destinul lui Paulescu a fost scrisă această neatribuire a premiului Nobel, pentru ca de el să se poată vorbi de-a lungul veacurilor, exemplificându-se modul și, mă rog, luminos al unui om care, stând și lucrând în laborator și fără să facă, să epateze, să iasă în afară, în public și în față cu așa, în contrast cu niște oameni rapace care, în momentul în care au găsit ceva, au pus mâna pe el, e al meu, și prin fraudă au câștigat. Deci, prin această opoziție, eu cred că el va rămâne în istorie și pancreasul este unul din organele cele mai ascunse. Eu am zis că el acționează în organism așa tăcut, tot așa cum funcționează sistemele de protecție ale statelor, CIA, cele care adună informațiile în tăcere și apără liniștea și protejează o țară când își fac datoria lor proprie. Deci nu este, cam așa este pancreasul. El lucrează, e și foarte profund. Dacă te atingi de el, țipă și e pericol de moarte. Secretă tot timpul, zi și noapte, atât cât trebuie, când trebuie și într-o manieră care este cea mai potrivită pentru a acționa. Deci, diabetul a rămas încă o boală necunoscută. Eu... Dumneavoastră spuneți asta? O spun pentru că eu înțeleg că este o boală încă necunoscută și la congresul de la Sibiu vom analiza. Eu cred că am ajuns aproape de înțelegerea maximă care poate fi făcută în momentul de față, având privilegiu, să zicem, ca la acest centru de diabet, care este cel mai vechi centru de diabet din Europa și din lume, probabil, înființat de elevul profesorului Paulescu, care a fost profesorul Ion Pavel, și care în anul 1941, în timpul războiului mondial, a publicat o notiță în presă că pacienții cu diabet pot obține un tichet de carne. Primii 800 de pacienți diabetici sunt înscriși în acest registru pe care îl păstrez pentru Muzeul de Diabetologie și aici veți putea vedea. O să-l filmăm, domnule. Primul pacient din 31 noiembrie 1941. Cu toate datele despre pacienți, cu cantitatea de alimente pe care trebuia să le facă și așa mai departe. Ei, acest registru acum are peste 250.000 de pacienți în el și personal probabil că am văzut mai mult de 50.000 de pacienți și, cum spuneam și în lucrările mele, că n-am văzut niciodată doi pacienți care să seamene unul cu altul ca două picături de apă. Așa că
Înțelegerea diabetului este o înțelegere și globală, dar trebuie văzută și particular pentru fiecare pacient în parte. Revoluția genetică a demonstrat că niciun doi oameni nu seamănă din punct de vedere genetic, chiar dacă sunt gemeni monozigoți. Deci doi gemeni monozigoți, unul poate să facă diabet acum, altul poate să facă peste 7 ani. Dar există, sau să nu facă. Există predispoziție genetică spre diabet? Există, acum sigur că s-au acumulat multe date. Sunt cel puțin 100 de gene găsite asociate cu diferitele tipuri de diabet. Din păcate, altele sunt la dumneavoastră, altele sunt la altul, altele sunt la altul. Toată populația are gene diabetogene în ele. Dar, de exemplu, sigur că se asociază mai ales tipul 2 de diabet cu excesul ponderal, cu obezitatea care o precede, cu alimentația, cu substanțele chimice care acum afectează funcția asta foarte importantă a organismului, apoi stresul care este un stres de nesiguranță și de, vedeți dumneavoastră, televiziunile încep cu lucrurile rele. Ori când în fiecare, după amiază la ora 5, cum zic ei, dau crimele, ce s-a întâmplat, dezastrele și când sunt, zici că se prăpădește pământul, deși totdeauna lucrurile s-au întâmplat ca cum se întâmplă și acum. Poate că clima acum e mai bulversată tot datorită omului. Revenind la, sigur, la această preocupare, eu personal am scris câteva cărți. Aștept momentul 2021, când va fi aniversarea centenarului descoperirii insulinei. Va fi centenarul descoperirii insulinei și gândesc de acum un congres internațional care să fie desfășurat la București și care să încoroneze, dacă vreți, toate aspectele legate de această figură formidabilă. El e și un filozof mare, un mare gânditor. Sigur că a avut accentele antisemite pe care le-a avut la vremea respectivă datorită conjuncturii nenorocite în care popoarele au fost puse și, cum spuneam unui coleg al meu care este evreu, i-am spus așa, domnule, uite, eu cred că în prezent în România sunt prea puțini evrei și poate dacă erau mai mulți era mai bine pentru că ei sunt oameni cu știință, cu așa și cu posibilitate. Paulescu, la vremea lui, a crezut că sunt prea mulți, a considerat că sunt prea mulți evrei și, într-adevăr, acaparaseră multe din economia românească. Eu, dacă aș fi trăit atunci, probabil că aș fi gândit ca el. El, dacă ar fi trăit acum, probabil că ar fi gândit ca mine. Atunci, sigur că dacă plasezi lucrurile într-o perspectivă istorică și în condițiile reale, fiindcă românii și evrei au fost puși în opoziție, ei săracii hăituiți de peste tot și-au găsit salvarea către ruși, către comunism. N-a fost nici aia o salvare, că până la urmă a fost și acolo un dezastru. Noi eram opoziție, adică fugeam de comunism instinctiv, nu știu. Probabil că românii mai mult decât alte popoare au avut această teamă și de Rusia, care țară mare, totdeauna cu privirile să ia, să ajungă la Constantinopol. Mă rog, asta a fost istoria noastră care, sigur că a influențat și comportamentul oamenilor. Instinctul național există, nu va fi niciodată distrus decât dacă decapitezi om. Decapitez toată populația, a dispărut, sigur, și instinctul național. Ia gândiți-vă cu cine țineți dumneavoastră când joacă România cu Italia, prietena noastră, sau cu Spania, prietena noastră, totuși, veți ține cu România. Ăsta este un instinct
care nu poate nici să fie oprit. Sigur că excesele sunt regretabile totdeauna, din ele se nasc dezastrele, războaiele, care poate nu vor mai fi, dar iată că mai sunt și mai bat, pentru că ori de câte ori se pune o problemă de naționalism, de extremism ăsta național, apar niște monștri care nici nu știi de unde vin, nici nu știi cum reacționează, nici nu știi cum să-i neutralizezi, nici nu știi cum să procedezi, cum ai proceda, parcă iese bine într-o parte, iese rău în altă parte. Înțelepciunea este cea care, de care avem mai multă nevoie pentru ca să trecem mai departe prin această lume. În general, pacienții diabetici sunt mai temperați. Prin educarea lor, ei sunt mai temperați. Vă mai spun un mic paradox. Un diabet care se descoperă după vârsta de 60 de ani, acel diabetic va trăi mai mult decât congenerii lor care n-au diabet, pentru că se îngrijesc mai bine. Deci, iată că nu cred că diabetul, chiar dacă unii dintre ei au avut, și Churchill a avut, și, mă rog, sunt mulți dintre Brejnev, Andropov, mă rog, și Ceaușescu și pe la noi a fost, nu cred că de aici s-a tras. Poate că asta i-a mai temperat câteodată de la alte excese mai mari. Dar este evident că uneori capacitatea de a reacționa poate să fie influențată în mod negativ și nu numai ea, mai sunt alte multe boli. Stresul e un catalizator? Stresul este totdeauna, când iei o decizie sub stres, niciodată nu știi dacă este cea dreaptă. E adevărat că uneori trebuie să iei o decizie foarte rapidă, mai ales ca medic, decizia poate să necesite numai 30 de secunde ca să-i dezobstruiești gâtul unui copil care s-a necat cu o boabă de mazăre, de exemplu. Dacă știi să-i faci o presiune pe abdomen și să scoată, scapi. Deci e o decizie de secunde. Între viață și moarte totdeauna e... lucrurile se măsoară în timp foarte scurți. Revenind la savantul nostru, domnule profesor, aș vrea să vă întreb, cum explicați acea redescoperire, ca putea spune, care a fost într-un fel uimitoare pentru lumea medicală, deși nu era, a acelui scoțian care, citind documentele prin anii 70-80, a zis, oameni buni, dar cum de stați liniștiți la voi în România când aveți un asemenea precedent și o asemenea evidență a unei mari descoperiri și lăsați ca niște oameni, nu i-a calificat de impostori, niște oameni care au profitat de conjunctură să fie împăunați cu titlurile respective. Sigur că este un lucru și ăsta foarte, foarte frumos. Și era un scoțian. Cineva l-a întrebat de ce, care a fost mobilul pentru care... Iacă-te. Și el mi-a spus așa, fair play-ul care cred că trebuie să opereze și în știință. Adică să faci din fair play un lucru, pentru că el intenționa să scrie un istoric al descoperirii insulinei, fiindcă se apropia în 67, era, se întâmpla lucrul ăsta, se apropiau 50 de ani de la descoperirea insulinei, în 71 urma să fie aniversată și urma să se facă în acel an un congres aici, care tot din cauza unui român nu s-a făcut. Iată blestemul care ne paște. Și el a scris, el citind mai multe lucruri, a observat undeva, pentru că mai este încă un lucru care o să vă mai spun, e foarte greu ca un om de știință implicat să mai cunoască ce s-a scris acum 50 de ani.
Cine mai are acces să da și timpul să caute lucrările, mai ales că acum mai e internetul, mă găsești mai repede, dar atunci nu erau. Atunci el a obținut un rezumat, a găsit, stai domnule că ăsta a descoperit și atunci, de unde, nu știu, că și pe mine m-a fascinat această idee. Prima dată a scris o scrisoare către Catedra de Fiziologie de la Universitatea de Medicină București. Considerând că profesorul Paulescu, fiind șeful Catedrei de Fiziologie, este o personalitate cunoscută. Asta s-a întâmplat în 67. Vă dați seama că Paulescu era pus la index, că el fiind de dreapta, anticomunist, fervent și așa, nu se vorbea despre el. Până la urmă, cineva i-a spus, vedeți că el la București, i-a spus lui, el la București unui Ion Pavel care se ocupă de diabet. Așa a primit Pavel de la scoțianul Ian Marei, a primit o scrisoare și sigur că s-a dus imediat la casa lui Paulescu, unde era nepotul de frate Ion Angelescu, care a ținut cu religiozitate toate documentele la dispoziție. S-a prăpădit? S-a prăpădit într-un accident în 1990, o explozie de gaze în jurul casei, mă rog, o tragedie și asta. În orice caz, profesorul Pavel a ținut 3 ani de zile o corespondență extraordinară, care a fost publicată și ar trebui să fie republicată. Sigur că atunci când mă voi mai elibera de lucrurile astea, voi face o sinteză a modului în care comunitatea internațională reacționează. Spune el la un moment dat că i s-a publicat și lui cu greu. Zice, în unele cercuri se va considera un sacrilegiu să ridici problema că Banting și Best nu sunt descoperitorii insulinei. Vă mai spun un amănunt. În Canada, premiul Nobel a fost luat de Banting și MacLeod. MacLeod era scoțian. Universitatea consideră că descoperirea de acolo a considerat că descoperirea e făcută de Banting și Best, studentul care îl ajutase pe Banting să facă determinările de urină. Deci, de la început, acolo a fost un conflict între două facțiuni. Unii țineau cu alții. Universitatea a impus un embargo asupra subiectului timp de 50 de ani. Deci, nu se discută. Asta e poziția, mai rău decât pe vremea comuniștilor noștri. Embargo se știa, se cunoștea lucrurile așa. Mă rog, se simțeau, ca așa cum se simțeau și la noi, dar n-aveai voie să vorbești. Ori în știință se întâmple treaba asta și în corespondența asta am așa, nu cu amuzament, dar cu o perspectivă asupra modului de a gândi a oamenilor de știință atunci când sunt puși într-o situație de a pune mâna pe ceva care nu e al lui și invers, ca acesta care în numele fair play-ului, nu domnule, adevărul trebuie spus și promovat. E, cu mare greutate a putut publica și el aceste lucruri, dar ele au fost... A fost o conspirație a tăcerii? Sau? A fost o conspirație... Vedeți dumneavoastră, cred el era scoțian, cel care era contestat în Canada era tot scoțian. Poate că asta l-a împins într-un poate, fel. Poate și ăsta să fi contat într-un fel la acest lucru. În orice caz, în 1982, Michael Bliss, Mihail Bliss, a scris o carte extraordinară, The Discovery of Insulin, în care a povestit cu lux de amănunte tot ce s-a întâmplat acolo, aducându-ne multe argumente nouă în favoarea lui Paulescu. Pentru că Paulescu e pomenit de multe ori, dar tot învârtindu-se în jurul cozii ca și cum
Paulescu a fost aproape a descoperit insulina, zice, aproape a descoperit insulina. În capitolul cine a descoperit insulina, n-are niciun răspuns. Zice, păi în situația în care s-a dezvoltat științele la vremea respectivă, colaborările, nu știu ce, ea a rezultat dintr-un context anume, numai ca să evite să pună punctul pe ei. Da, domnule, insulina a fost descoperită de Paulescu, a fost aplicată clinic în Canada. Eu le voi propune canadienilor, noi facem congresul în 2021 pentru descoperirea insulinei, ei să facă un congres în 2022 pentru utilizarea clinică a descoperirii lui Paulescu. Eu am scris această carte The Rediscovery of Insulin, pentru că el a scris The Discovery of Insulin, insistând asupra ceea ce s-a petrecut în Canada, aici eu am accentuat ce s-a petrecut în România, unde s-a descoperit insulina. Și sigur că va trebui cartea să o tipărim, să o distribuim în străinătate, fiindcă, din păcate, puterea noastră de penetrație și prin cultură te poți valorifica, indiferent câtă opoziție vor avea unii față de Paulescu, nu mă îndoiesc că va continua acest lucru, dar cu înțelepciune și cu lipsă de patimă până la urmă, trebuie să dăm cezarului ce este al cezarului și dăm lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu. Atunci, sigur că, procedând așa, șansele ca Paulescu să fie una din figurile monumentale ale diabetologiei să se poată implementa, să poată să fie, în fine, acceptată. Eu, așa, am pornit în ultima vreme pe ideea că insulina a fost descoperită în Europa, pornind de la multe observații făcute de maestrul lui Paulescu, de alți cercetători, a culminat cu descoperirea insulinei făcute de Paulescu, iar numele este dat de belgianul european Jean de Meyer. Deci aș vrea să plasez descoperirea insulinei că este o operă a Europei și e un furt ordinar, a zice eu, al unor oameni care n-ar fi meritat să fie glorificați așa cum au fost ei glorificați, pentru că face rău spiritului de cinste, de morală, de etică medicală, să scriu cărți de etică medicală acum. E, astea ar trebui reînvățate și repuse la locul lor de cinste și Paulescu este, să zicem, exemplul cel mai frapant de cât rău i se poate întâmpla cuiva în viață și de cât de rapace poate fi cineva în altă parte în a-și însuși ceva care nu le aparține. Lipsa de reacția comunității de acolo, fiindcă meritele, după cum spuneam, puteau fi foarte ușor împărțite. Paulescu n-a avut la îndemână o clinică să testeze la oameni, nici nu putea, pentru că era un om precaut și fără asigurarea că toate condițiile, așa cum scrie în brevet, dacă condițiile acestea nu vor fi respectate cu rigoare, medicamentul s-ar putea transforma într-un dezastru. Deci era vorba de sterilizarea lui, de concentrație, etc., etc., pe care el le precizase și le menționase.
Iată de ce spun că Paulescu, după părerea mea, este cel mai mare om de știință din toate domeniile pe care l-a dat țara asta. Nu există comparație. Sunt cel puțin 15 priorități mondiale pe care el le are. N-au fost încă mediatizate. Sămânța există. Trebuie ca cineva să o ude și să o cultive pentru ca de acolo să mai iasă ceva care să semene cu ce a făcut Paulescu.